primele pagini ale cărții, faptul că această carte nu își propune să fie enciclopedia, the ultimate enciclopedia, ok? Nu își dorește să fie ultimul cuvânt de spus în zona aceasta sau, eu știu, raftul de bibliotecă într-o singură carte despre ce înseamnă arhetip și despre tot ce înseamnă simbolurile la care face referire, ci preferă să spună că este totuși o zonă de confluență a acestor informații, le aduce la un loc în măsura în care extensia lui informațională a reușit să acopere lucrurile acestea. Aș vrea să vorbim în continuare cu un personaj care visează cu ochii deschiși ziua și poate să vorbească despre tot ce înseamnă spațiul de visare în timpul zilei. Bertie Barbera este muzician și este invitatul nostru astăzi. În primul rând pentru că ai fost un cumpărător și m-a impresionat lucrul acesta și în al doilea rând pentru că discutând cu tine și întrebându-te despre carte, am descoperit că erai un cumpărător serios. Ai știut foarte țintit unde vii, de ce cumperi cartea și de ce este o carte pe care ai vrea să o ai acasă. Și ca om te întreb de ce Joseph Campbell și când te-ai întâlnit cu subiectul cărții și ca muzician sunt sigură că o să ne spui câteva cuvinte despre de ce o carte poate să te influențeze artistic. Bun găsit! Mulțumesc pentru invitație! A fost una din ieșirile mele către Herald, pentru că în dorința mea de a afla de ce lume trăiesc, am observat un pas foarte serios pe care acest editor l-a făcut în direcția publicărilor cărți esențiale. Până la Campbell, am avut ocazia să citesc, fiind un începător, încă nu pot să-mi dau seama cât de bună este o traducere din aramaică sau din sanscrită. În schimb, pot să fiu bucuros că am informații bine procesate, scrise de oameni foarte pasionați și serioși. Și asta m-a făcut să capăt încredere într-o perioadă în care, dacă nu ești atent, ești foarte păcălit și ăsta e un domeniu foarte serios în care riscurile sunt mari. Și se vede lucrul ăsta, derapajele au început, dar tocmai în dorința aceasta de a completa lista de cărți esențiale care încă nu s-au publicat în România, cartea lui Campbell vine așa ca o mână liniștitoare pe umăr, care te asigură că poți avea informație coerentă și studiată serios, chiar dacă, foarte important, într-un limbaj accesibil. Asta este foarte important, asta este ar fi un mare merit al eruditului de a reuși să traducă cu seriozitatea și greutatea lui intelectuală să folosească, să ajungă la un limbaj pe care nu oricine, dar cei interesați, cei dornici să facă cel mai mic pas către a afla ceva, să găsească un om dăruit. Și nu mai știu exact care era a doua întrebare, înainte de legătura lui Campbell cu muzica, dar nu sunt neapărat un specialist. Sunt pur și simplu un om care continuă să se mire și e bucuros că are ocazia să se întâmple lucrurile astea. Și la fel ca alții, în alte situații, vreau să subliniez, legat de Joseph Campbell, prietenia lui cu diversi artiști, muzicieni. Era o perioadă în care muzicienii își extindeau area de expresie, dar pentru asta și ajutau de diverse surse, cum ar fi maestrii spirituali, nu? Beatles s-au întâlnit cu Mahari și McLaughlin, Santana s-au întâlnit cu Sri Chinmoy. Erau foarte multe legături. Bineînțeles, a existat perioada psihedelică în care discursurile unora, precum Timothy Leary sau Terence McKenna, erau foarte apreciate, erau considerați și deschizători de granițe, ceea ce este foarte adevărat. Și bineînțeles că această idee a mitului în muzică vine din timpuri îndepărtate. Muzica programatică a început să descrie personaje mai clar, dar în anii 60, atunci, mai spre sfârșitul anilor 60, foarte multe formații au început să dezvolte ideea de mit. Mai puțin monomit, mai puțin cartea lui Campbell, dar teoriile lui și, în general, acest subiect legat de mit, de vis, de ritual,
de ceea ce noi putem parcurge într-un anumit proces de evoluție, există în primul rând în rock-ul progresiv, King Crimson, Genesis, Yes, pe albumul, mai ales pe albumul Tales from Topographic Oceans, au o piesă se numește Air to War, Le Son du Soleil, foarte interesant, bineînțeles, texte încriptate și așa mai departe. La fel cum găsim această idee a mitologiei în muzica metal, în muzica rock, pe care eu personal nu ascult foarte des în zilele astea. În schimb, am remarcat, pe lângă latura vizuală și uneori ușor puerilă acestor moduri de exprimare, trupe foarte bune, cu un alt nivel de înțelegere a fenomenului și o tehnicitate a exprimării. Una din ele chiar se numește Monomyth, cel puțin o trupă se numește Monomyth, cu siguranță. Scandinavii sunt foarte buni la chestia asta. Și vreau să revin un pic în perioada în care Jim Morrison, Bob Dylan erau printre cei influențați și bucuroși de orice discuție cu sau despre Joseph Campbell și universul lui. La fel a existat tot atunci, s-a născut o trupă de improvizație, se numește Grateful Dead, iar trei membri din această trupă, trei membri importanți, Mickey Hart, Mike Muir, Bob Weir, dar mai ales Jerry Garcia, pentru că el a fost liderul grupului, aveau discuții și la un moment dat, în 1986, chiar cei trei muzicieni au participat la un seminar al lui Joseph Campbell care se numește From Ritual to Rapture, așa se numea acel talk show, acel show. La fel, s-a pomenit aici Războiul Stelelor și Hollywood, dar și Broadway, dar și foarte multe alte spectacole care vin din mitologie, care vin din Campbell, Stanley Kubrick împreună cu Arthur Clarke, când lucrau la celebra Odisee Spațială, au discutat despre cartea lui Campbell, Kubrick fiind cel care a prezentat cartea lui Clarke. La fel s-a întâmplat și cu George Lucas, care a recunoscut în discuțiile lui influența asupra filmului Războiul Stelelor, care pentru toți cei care au cel puțin în jur de 40 de ani, cu siguranță, nu numai din punct de vedere cinematografic, a însemnat ceva, pentru că eu am distrus foarte multe lăbi de radio și de TV, încercând să le transform în nave spațiale, care să semene cu muzica din temele lui John Williams, pe care le cântam în timp ce îmi imaginam o flotă interstelară. La fel, a existat Dan Harmon, un creator de TV, care a avut un show pe nume Community. El a declarat de asemenea că a fost foarte influențat de lucrările lui Campbell. Filme precum Aladdin, Lion King, Beauty and the Beast, toate au fost cumva inspirate, deoarece un cineast, un producător de film pe nume Christopher Vogler, a făcut un memo, un eseu, care a concentrat cumva ceea ce a scris Campbell în Europa 1000 de echipuri. Iar acest eseu a fost foarte util cineaștilor care ulterior au făcut aceste filme. Și la fel, Vogler și-a extins acest memo și l-a publicat într-o carte care se numește The Writer's Journey, Mythic Structure for Writers, care a devenit foarte folosită de către scenariști, de către regizori și, bineînțeles, s-a ajuns și la Matrix, la cei care au produs filmul Matrix, să își recunoască cumva influența din această zonă. Mi-a plăcut coerența lui Joseph Campbell în această carte și mi-a plăcut foarte mult că aduce ceea ce se discuta mai devreme, snob, non-snob, dar foarte clar diferența dintre filmul european și cel american.
Eu sunt un consumator superficial de film, recunosc, dar mă atrag numai și numai filmele care au ritm. Care intră în această teorie universală a ritmului, care presupune o repetare ciclică a unor lucruri. Iar acest lucru l-am găsit în cartea lui Campbell. Un ritm suficient de pulsatil, suficient de viguros, ca să te facă să înțelegi ceva ce ți-ai propus să afli sau să pornești cu curaj în ceea ce poate deveni o experiență fascinantă. Mulțumesc tare mult pentru intervenția ta. Aș vrea doar să spun că în cele din urmă, nu știu dacă ești consumator de muzică improvizată, însă nu există aparent nimic în lume care să nu aibă ritmicitate în cele din urmă. Astfel că... Despre asta vorbesc, dar există situații în care pur și simplu ritmul este atât de subtil, încât pur și simplu ori nu-l pipăi, ori nu-l simți, ori îl pierzi la un moment dat. E clar că modul în care a scris Joseph Campbell lucrurile pe care a vrut să le spună au fost influențate în mod direct de ceea ce el a aflat pe parcurs, adică și-a scris cartea, cum spunea și Iulia, încercând să transmită o informație, dar și punând-o în aplicare el însuși. Îți mulțumesc pentru intervenția ta și îți mulțumesc pentru toate lucrurile pe care le-ai menționat. Sunt sigură că data viitoare nu o să mai vreau să aduc și eu o coloană. Și de plan pentru că îmi doresc să te aduc o carte. Încă nu știu exact ce, dar sper să nu fie doar o declarație.